Salutare dragi prieteni, bine ați venit la un nou vlog Am vrut să vă arăt puișorii care au ieșit Ia uitați, toți negri, numai ăsta e alb Dar, na, au ieșit 18 pui de la Denis Haba din 30 de ouă și restul puilor sunt de la mine și mai am încă 3 ciocnite în incubator. <coughs> Cu toate că au împlinit termenul pe, pe 20, văd că au întârziat. Chiar 3 zile au întârziat și am zis că le las pentru că n-am ce pierde. Dacă le mai țin două-trei zile n-am ce pierde, așa că am să le mai las să fiu sigur că nu sunt uh, pui uh, morți nou. Am zis că dacă nu, nu ies, înseamnă că sunt morți. Dacă ies, uh, asta e. E ok, super ok. Uh, băi, sunt frumoși. De exemplu, să vă arăt, uh, scuzați puțin, să vă arăt primul pui care a fost cos, Primul pui care a fost cos a fost acesta, ca să ne înțelegem. Asta a fost primul pui scos. A fost de la mine. Uh, și na, da, toți sunt alb cu negru, bine. Sunt Australorp și marans negru ramiu. Sunt și doi de metis de marans negru ramiu și mai este și acesta alb de corcitură de brahma, metis de brahma, sunt frumoși, oricum. Ia uitați acolo, sunt unul ciocnit, al doilea, acesta este unul care a mai rămas de la Denis Kaba acesta este unul de la mine, primul ou, dar văd că încă n-a ieșit și acelea trei două de marans, negru rămiu și unul de la găină capire. Au le am și ca puțin n-are nimic. Care au ciocnit. Abia aștept să iasă și acestea. Asta încă nu ce s-a ciocnit, dar am auzit cu el. Și bun, mai dragi prieteni, cam acesta a fost clipul. Dacă vă plac vlogurile mele, v-aș ruga să vă abonați la canalul meu, să dați un like, un share, subscribe și ne revedem data viitoare. Vai a vedere.